la o nouă lansare a editurii Humanitas, care se leagă, după cum vă dați seama privind aceste cărți, de faptul că anul acesta se împlinesc 100 de ani de la Unirea, Marea Unire, cum se zice, centenarul. Mie mi este destul de greu să vorbesc despre ceea ce ar trebui să fie aniversarea acestui centenar astăzi, pentru că, din păcate, lucrurile în această privință arată rușinos. Statul român, care el este cel care trebuie să marcheze dacă are ceva de marcat, este în acest moment la 100 de ani de la constituirea lui în granițele acestea, mai mult sau mai puțin, este într-una dintre cele mai proaste forme. Acum 100 de ani, statul român trecea atunci prin cea mai proastă, era în cele mai proaste momente de la constituirea lui. Ocupat în mare parte de dușmanul german și austro-ungar și de aliatul rus, în stare de groasă disoluție. Atunci au fost trei lucruri pentru care românii s-au luptat. Și acele trei lucruri au fost următoare, iar nu cele care sunt culturate acum în aceste manifestări care ne-au dat aminte de cântarea României și care încură fel de fel de minciuni și încălzire. Cele trei lucruri au fost incluziunea politică, adică oamenii s-au luptat pentru că li s-a promis că vor primi drept de vot universal, prosperitatea economică, li s-a promis că vor primi pământ și, în sfârșit, idealul unității etnice. Astăzi, după 100 de ani, în ceea ce privește incluziunea politică, 60 și ceva la sută dintre oameni nu vor să voteze, nu se vor să voteze. În ceea ce privește prosperitatea economică, la 100 de ani, acele lupte. Oamenii se duc să-și o caute în alte țări, nu în România, pentru că România nu și-o curgesc, nu se lăsa să-și o dobândească. Iar în ceea ce privește idealul de unitate națională, societatea românească este destinată, fără să întrebadă nicio vizibilă, nicio fel de ideal. Pentru că adevărul este că am ajuns într-un moment în care ne conduc cei mai proști și cei mai răi și cei mai ticăloși dintre noi. Editura Humanitas, ca și alte instituții private din România, fără să aibă niciun fel de legătură cu statul și demersul de lui, încă din anul 2014 a încercat să marcheze într-un fel semnificativ acest centenar care contează. Și a făcut-o editând mărturii, voci ale oamenilor care au trăit atunci. Vocea unei regine, Regina Maria. Vocea unui senator aflat în refugiu la ea și apoi în Rusia bolșevizată deja. Vocea unui deputat care rămâne și suferă sub ocupația germană la București. Vocea unui ambasador al Franței. Vocea unui militar din zona franceză, în România. Vocea unui sergent și scriitor. Este luat prizonier la Turcutaia și apoi stă în captivitate la Bulgaria. Vocea unui cioban român care luptă
splendidă din jurnalul